cineva ar vrea să mă ucidă, m-ar putea ucide cu mirosurile, sincer. Și de aceea sunt foarte selectivă, nici nu prea am parfumuri. De ce dispoziție? Ce dispoziție ești? Nu întotdeauna se face același. Sau același, mirosurile ți-ar putea ca mintiri, mirosurile îți provoacă sentimente. Mirosul meu preferat este vanilie. De ce? Nu știu, fiindcă e foarte... I think my favorite smell is when you heat up a pan with butter or oil. You put in there, you put in the garlic and the onions. Mirosul meu preferat este mirosul de noapte de vară. Pentru că noapte de vară este cea mai faină perioadă din orice an. Păi sunt două și unul e mirosul de vin și al doilea este mirosul de trabuc adevărat. Mirosul de fân. De ce? Păi de ce? Sunt niște motive pentru care n-aș putea să vă spun. În sensul că o să aflați voi. Cam la vârsta voastră am aflat și eu de ce. Mirosul de fân e foarte interesant. Pentru doi oameni. El și eu. Lemon. Lemon. Why? Because it's... what's the name in English? I don't know. It's very unusual because... well, actually, the truth is that reminds me of my mother's perfume. Bună. Mirosul meu preferat este un parfum. Numele? Da. Kenzo Jungle, pe care l-am descoperit când aveam 5 ani, într-o revistă, am scris o mostră și am păstrat mostra și am mirosit-o foarte mult timp. Dacă e să mă gândesc la un miros cât mai natural, basic așa, mă gândesc la mirosul de bebeluș. Dacă e să mă gândesc la un miros care să mă emoționeze foarte tare, mă gândesc foarte tare la mirosul oamenilor după ce au făcut dragoste. Și cam asta cu mirosurile din viața mea.